v-am regăsit în cadrul seriilor de emisiuni biotopice de la Biotopia Vital, alături și astăzi de Iulian Gabor, kinetoterapeut specializat în terapie manuală, în reeducare posturală prin osteopatie, chiropractică viscerală rusă, biorezonanță, iridologie, distonie neurovegetativă, medical tapping, un specialist de mare calibru pe care ne bucurăm să-l avem în mijlocul centrului nostru și să oferim servicii de calitate, servicii de prevenție în sănătate, pe care ne dorim foarte, foarte mult să le acceseze cât mai mulți oameni pentru a putea să intervenim acolo unde se poate interveni și să reducem cât mai mult efectele negative ale anumitor disfuncții din organismul nostru. Cu ajutorul lui Iulian, în emisiunile precedente, am trecut în revistă ce oferă prin iridologie, biorezonanță. Am trecut în revistă tipologia persoanelor care au ochi albaștri, care au ochi căprui, a persoanelor care au ochii de culoare mixtă. Ne-a povestit Iulian că se pot identifica și emoțiile pe care le avem și care, iată, nu ne aduc beneficii și cum le putem corecta. Iulian, continuăm astăzi. Bine ai venit! Bine v-am găsit din nou, mulțumesc! Astăzi am înțeles că ne vei aduce în atenție câteva cazuri pe care le-ai avut în consilierea ta de-a lungul timpului și vom înțelege mai bine ceea ce ne-ai prezentat în emisiunile anterioare. O să vă prezint, de fapt, două situații. Dacă tot am vorbit de o calitate bună a țesutului conjunctiv, care se vede în iris, da? Și o calitate mai proastă a țesutului conjunctiv, am vrut să exemplific ca să înțelegem în ce constă de fapt lucrul ăsta, pentru că oamenii s-ar putea să rămână puțin nedumeriți și să n-aibă nicio o cale de urmat. Și atunci, haideți să arătăm un iris de o calitate bună și apoi un iris de o calitate mai slabă. Și în sensul ăsta priviți acest iris, da? Da, se arată vede foarte bine, e un iris albastru, nu are nicio gaură, nu are nicio lacună, așa se numesc acele găuri, doar partea centrală are o mică problemuță limfatică, niște problemuțe digestive, cu cât distanța dintre pupilă și cercul de aici, uitați, distanța asta e mai mică, cu atât acea persoană este mai introvertită. Deci uitați-vă că tot la emoțional ne întoarcem. Dacă distanța este mai mare între pupilă și cercul ăsta, persoana este mai extroversă. Da? S-a văzut, da? Haideți să vă arăt și un iris de o calitate scăzută pe care l-am descoperit, cred că a fost primul meu subiect la fotografie. Ia uitați câte găuri are. Ia uitați, se văd găurile, da? Da, ați observat, da, se imaginea se anterioară. Da. Haideți să o mai punem o dată. Ia uitați, da, cât de bine arată, fără nicio gaură, fără nicio lacună. Și uitați irisul ăsta, câte lacune are, cât e de franjurat, da? Da. Acestui băiat cu acest iris franjurat, când l-am văzut, i-am spus, tu ai predispoziții spre luxații frecvente, întorse frecvente, fracturi ușoare. Și el zice, dar de unde știi? Păi zic, am văzut în iris. Păi zice, acum o lună am făcut o întoarcere la fotbal și băiatul avea 18 ani. Da? Acum are 20. Și mi-a sărit genunchiul de la loc și mi l-a pus în gips. Ia uite, și-și ia umărul și îl scoate din articulație și îl pune la loc. Deci foarte lax, ligamentele foarte laxe, foarte moi. Așa sunt toate structurile din corpul lui. Și țesutul conjunctiv care fabrică ficatul, și țesutul conjunctiv care fabrică inima, și arterele, și i-am zis, din păcate, tu nu ai un țesut conjunctiv de o calitate foarte bună, trebuie să ai mare grijă cu tine, pentru că ai predispoziții spre multe, multe afecțiuni și le vinești greu. Păi niciunul din familia mea n-a trecut de 60 de ani. Ați văzut, da? Deci uitați, o calitate foarte scăzută. De aceea este foarte important să identificăm aceste predispoziții cât mai repede și, cum v-am spus anterior, aceste persoane trebuie să se comporte cu ei înșiși ca și cu niște copii, atât de fragili să se comporte, da? Deci foarte, foarte fragili sunt. Trebuie să aibă grijă să nu
facă întoarceri bruște, să nu mănânce peste limită, să mănânce mai rar și mai și foarte mulți nutrienți, pentru că cu acele găuri noi ei pierd foarte mult și foarte rapid nutrienții de la vitamine, minerale, da, deci ei în permanență trebuie să integreze cu nutrienți de calitate, cu apă multă, deci cu hidratare semnificativă. Celălalt iris albastru, o calitate foarte bună de putere genetic, chiar și de putere limfatică este foarte bine, deci un om care rezistă foarte bine la boli și de fapt nici nu s-a prea îmbolnăvit de-a lungul vieții, da? Are jur de 40-42 de ani. Cam astea am vrut să fie două exemple. Sunt multe, sunt foarte multe, dar eu am vrut să vă arăt efectiv concret cum, care e diferența între cele două tipologii de iris, da? Unul foarte bun și unul foarte de calitate foarte scăzută. Alte întrebări? Mulțumim, Iulian, e foarte, foarte interesant ce ne prezinți tu și m-a pus pe gânduri, efectiv. Invităm cât mai multe persoane să vină în cadrul centrului nostru. Pe tine te găsesc sâmbăta, începând cu ora 10, așa că așteptăm să-și facă programare și să ajungă la o analiză holistică împreună cu tine și să le identifici punctele forte, punctele slabe, unde au de lucrat, unde să se bucure de ceea ce organismul lor le oferă și cum să-l întrețină, că și dacă avem ceva bun, da? Deci organismul nostru funcționează bine, noi trebuie să păstrăm acolo unde este bine și să îmbunătățim acolo unde este mai puțin bine. Iată, pe asta se concentrează prevenția, pe asta ne concentrăm și noi în cadrul Centrului Biotopia Vital și, așa cum v-am mai spus, frumusețea egal prevenție. Vă așteptăm cu drag la centrul nostru, în cadrul centrului, vă așteptăm să ne accesați serviciile și să fim cu toții cât de bine se poate și în forma noastră cea mai bună. Mulțumim, Iulian, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Mulțumesc și eu, mulțumesc! Toate cele bune!